Oportunitățile pe care le oferă finanțările europene, dar și cele din bugetul propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin, au făcut obiectivul întâlnirii de lucru pe care președintele Romeo Dunca a avut-o la Reșița cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale din județ. La întâlnirea ce a adus împreună organizații ce activează în domeniul social, turistic, sportiv, cultural și protecția mediului, a participat și primarul municipiului Reșița, Ioan Popa. Am inițiat întâlnirea pentru a veni în sprijinul ONG-urilor care doresc să acceseze proiecte și care întâmpină dificultăți în a-și asigura cofinanțarea. Intenția este să identificăm necesități, oportunități și modalități prin care administrația județeană poate ajuta reprezentanții societății civile, a declarat președintele Romeo Dunca. Au fost prezentate liniile de finanțare externă și identificate, unde Consiliul Județean Caraș-Severin ca entitate este eligibil, iar organizațiile non-guvernamentale pot fi parteneri. O întâlnire asumată cu reprezentanții a două organizații, furnizori acreditați de servicii sociale, a fost deja programată pentru începutul săptămânii viitoare.